Bun găsit! Poliția municipiului Suceava a organizat o razie în sistem integrat, fiind angrenate toate structurile din cadrul subunității. S-a acționat pentru asigurarea ordinii și liniștii publice și siguranței cetățeanului, pentru combaterea faptelor cu violență, a infracțiunilor de furt și tâlhărie, descoperirea autorilor și tragerea la răspundere penală pentru faptele săvârșite, a prevenirii faptelor penale și contravenționale. Dispozitivul de ordine publică constituit în cooperare cu efective din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Bogdan Vodă Suceava a avut ca principal scop asigurarea ordinii și liniștii publice în zona parcurilor, a spațiilor de joacă pentru copii, teraselor, magazinelor cu program non-stop, sălilor de jocuri de noroc, precum și pe linia prevenirii faptelor cu violență comisă în proximitatea acestora și implicit generarea unui sentiment de siguranță în segmentul stradal. Totodată s-a avut în vedere prevenirea și combaterea faptelor penale și contravenționale la regimul rutier și creșterea gradului de siguranță rutieră. La razie au participat 76 de polițiști, 8 jandarmi și 2 câini specializați de intervenție. În cadrul raziei au fost verificate 333 de autoturisme și au fost testați cu aparatul etilotest 97 de conducători auto. Au fost aplicate 130 de sancțiuni contravenționale în valoare de 65.540 de lei, cele mai multe la regimul rutier, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Totodată au fost reținute 13 permise de conducere și au fost retrase 29 de certificate de matriculare. De asemenea, în cadrul raziei au fost verificate 87 de obiective, baruri, localuri, parcuri, săli de jocuri, fiind legitimate 593 de persoane.